Doamnelor și domnilor, a fost o pauză de un ristret, nu-i așa, Daniela, ceva foarte scurt și puternic, și am revenit în studio să aflăm până la urmă care e diferența între robusta și arabica. În lume există undeva la vreo 70 de specii de cafea. Cea mai importantă și cea mai populată este arabica. Arabica o găsește în proporție de 65%. A doua cunoscută în lume este canefora, a cărei varietate de fapt este robusta. Robusta este de fapt o varietate de cafea, nu este o specie de cafea. Robusta este, crește în procent de 35%, cam așa. Celelalte specii de cafea sunt crescute și consumate la nivel local. Asta pentru că odată nu rezistă în alte zone și pentru că nici nu au un nivel de arome foarte dezvoltat, astfel încât să merite să fie luate și în altă parte. Diferența între arabica și robusta o face cumva inclusiv numele. Robusta are un gust mult mai greu, mai plin, mai pământiu. Ea crește undeva până în 900 de metri deasupra nivelul mării și atunci ea nu prea are de unde să-și ia multe arome. În schimb, are un nivel de cofeină mult mai crescut, undeva chiar de 2-3 ori mai mult decât arabica. Arabica ajunge undeva la 1,5% cofeină, robusta ajunge până la 4,5% cofeină. Da, da, robusta, cafeaua Anglia este țara cea mai mare consumatoare de cafea robusta. Și în același timp, planta robusta este mult mai rezistentă la boli. Asta e un mare, mare atu în condițiile în care clima se schimbă foarte mult. Și dacă acum mulți ani unui fermier era nevoie să vândă undeva la 5 saci de cafea verde pentru a-și întreține familia, acum s-a ajuns undeva la vreo 57, pentru că este din ce în ce mai greu să crești cafea în zilele noastre. Și datorită schimbării climatice și pentru că bolile sunt din ce în ce mai multe, planta de cafea este expusă acestor boli și de foarte multe ori pierd recoltele. Arabica este, cum am zis, are mai multă puțină cofeină, este mai dulce, are un nivel de zahăr mai crescut, dar este mult mai aromată. Ea crește peste la 900 de metri în sus, până la 2500 de metri altitudine o găsim. Ea a plecat, cafeaua arabica a plecat din Etiopia, zona Yemen. Există și o legendă de asta foarte drăguță, cum un oier a văzut la un dat cum oile erau mult mai agitate după ce mâncau dintr-un anumit fruct. Și s-a gândit să le încerce și el. Se spune că le-ar fi dus la o mănăstire în apropiere, iar călugării au observat că prin consumarea fructului, dar și printr-o fierbere, rezistau să stea noaptea la rugăciune. Unde s-a demonstrat că în secolul al XV-lea se bea cafea. Deci din secolul al XV-lea se pare. Dar că europenii au crezut prima dată că ea a venit din Arabia și de-aia cumva se purta denumirea de vinul Arabiei. Wow! Cafeaua este foarte controversată. De-a lungul timpului a fost interzisă. Un sultan a interzis-o pentru că considera că în locațiile în care se bea cafea veneau scriitorii și cumva puneau la cale ceva împotriva lui. Un papă la un moment dat a zis că ok, e ok să bem cafea. Acum nu știu care a fost în spate lucrul ăsta, dar cafeaua a intrat încet, încet în inimile oamenilor și în locații. Și în Anglia era o vreme în care femeia putea da divorț dacă bărbatul ne aducea cafea. Dar în același timp erau geloase pentru că bărbații puteau merge în locații să bea cafea și ele nu puteau merge. Tu, și tot așa. Era să fie cafeaua motiv de divorț? Când da, acolo da. Mai toți copiii au fost născuți după întrebarea, mergem și noi la o cafea? Exact, da, da, da. În zilele noastre și în general în zona noastră, în România, cafeaua este motiv de socializare. Și într-adevăr mergem să bem o cafea, poate nu tot timpul este chiar o cafea, dar asta e întrebarea. Iar arabica, datorită nivelului altitudinii la care crește, ea reușește să capete un anumit nivel de arome. Iar cafeaua care lucrăm noi, cafea de specialitate, în urma unei degustări care se numește cupping, primește un anumit nivel de puncte. Dacă ea a reușit să primească peste 80 de puncte,
ea poate intra în categoria de cafea de specialitate. Dacă a depășit 90 de puncte, deja este numită 90 plus coffee. Asta înseamnă că e deja foarte, foarte aromată și foarte gustoasă și scumpă. Asta îi ajută și pe fermieri în același timp să primească un preț mult mai mare. Pentru că, după cum am zis, ei nu trăiesc neapărat pe picior mare în zona aia. E dur să vezi imagini de cum trăiesc fermierii, de condițiile impuse de stat, unde aș vrea să le arăt oamenilor ce înseamnă să trăiești în lumea a treia. Gândește că într-o țară din Africa, statul a zis așa, dacă fermierul alege să vândă unei firme private cafeaua verde, el trebuie să transporte pe jos sacul de cafea verde până acolo. Și iată unde ajunge cafeaua aceea verde. Avem niște imagini pe care le-am sustras așa, să le arătăm și oamenilor din fața televizorului cam cum arată locul pe care îl păstoriți voi de câțiva anișori. Da, locul nostru de suflet. A doua casă și primul copil, cum l-am denumit inițial, atât trebuia să te iei de el sau să-mi aduci așa vreo critică, ca și cum ziceai, da, ce copilul meu nu-i frumos? Da, și aici noi doi. Doi oameni care, eu mereu zic, măi, cei în cap și pe gură și așa suntem noi, așa cum ne vezi, asta vezi, asta primești. Ai să ne găsești acolo uneori certându-ne, alteori făcând glume, dar mereu acolo pentru tine. Și nu ne vedem făcând altceva. Eu nu văd și pe al treilea membru al echipei, care sâmbăta și duminica este acolo în spatele teșghienei. Era la grădiniță atunci când se făceau pozele, cred că. Nu, la vremea respectivă era mititică. Fetița noastră a crescut la shop de la 3 săptămâni. Lumea știa că eu sunt la shop pentru că vedea un căruț roșu în față. Cred că v-am moștenit pasiunea voastră pentru cafea. Nu știu, dar deja face cafea peste tot. La grădiniță dă cafea tuturor copiilor. Vei cafea? Și scoate așa de cumva de undeva o chestie și te dă imaginar un pahar de cafea. Dar ia și banii. Am înțeles. Da. Deci are un spirit de antreprenor. Da, îmi place de ea. Asta e un lucru pe care eu l-am învățat după vreo câțiva ani buni de antreprenoriat. Pentru că știu că am de la cine să iau informații. Spune-mi și mie, care sunt efectele benefice ale cofeinii? Oricât ar suna de clișeic această întrebare, cred că este important pentru că dozaj optim, cred cu tărie că ne ajută cafeaua să funcționăm mai bine, dar în tumultul ăsta al vieților noastre ajungem și la 3 și la 4 cafele pe zi și atunci vreau să te întreb ce ne aduce bun cafeaua în cantitățile corecte și cum putem să păcălim organismul în momentul în care ne-am bifat numărul de cafele pe ziua respectivă, ca totuși să ne bucurăm și de plăcere, că a bea cafea nu este doar să te energizezi, exact. Pentru că altfel n-am mai bea nici sâmbătă, nici nimic atunci când nu mergem la muncă. Exact. Cofeina e suportată de organism în funcție de cât poți tu te duci în principiu, dar cum am zis și anterior, cafeaua arabica, cea cu care lucrăm noi, are un nivel de cofeină foarte scăzut. Dacă alegi să bei cafeaua prin metoda de extracție espresso, atunci vei avea un nivel de cofeină foarte scăzut, pentru că în 30 de secunde ajungi să extragi undeva la 7 mg de cofeină, ceea ce este foarte, foarte puțin. Iar la shop chiar avem niște apă cu cofeină pe care o dăm la degustat, tocmai pentru a arăta că de fapt cofeina nu are gust și că nu ai cum să-ți dai seama de cât, ce nivel de cofeină are o cafea după gust. Pentru că de foarte multe ori aleg să bea cafea lungă, ceea ce ar trebui să fie de fapt un espresso cu niște apă deasupra, nici de cum să lași extracția să continui până la vreo 50-60 secunde, pentru că aduci în băutură fix părțile negative, partea amară de care ne tot ferim noi, ajunge să fie în espresso în momentul în care tu o lași să se extragă până la numărul ăla de secunde. Deci, în espresso ajungi să ai un nivel de cofeină foarte scăzut. Acum, în funcție de cum ești tu obișnuit să bei cafea, poți să ajungi, eu ieri am degustat, după ora 5, 20 și ceva de espresso.
Le-am degustat. N-am băut în toată cantitatea, dar am gustat din 20 de espresso. Asta la un atelier de home barista pe care îl țin în cadrul shop-ului personal și am dormit. Ce înseamnă home barista? Sunt foarte mulți oameni pasionați de meseria pe care o practic eu și unii sunt studenți în afară, de exemplu, cum este cazul băiatului care ține zilele astea atelierul și se gândește că dacă totuși va avea timp să lucrezi, într-un coffee shop este cel mai ușor să intri și poți jongla cu programul astfel încât să-ți ții și facultatea să și lucrezi. Și atunci eu țin ateliere de... Eu le numesc home barista pentru că nu... sunt mai umilă. Și asta e un... Prefer să-l numesc home barista, deși eu te învăț și te pregătesc pentru un coffee shop. Ca și cum ai lucra într-un coffee shop. Și drept dovadă este un coffee shop în Iași, unde lucrează un băiat căruia i-am ținut un astfel de atelier. Este unul din primii noștri clienți și i-am făcut cadou un astfel de atelier pentru că am vrut să-l recompensez într-un fel sau altul. Iar după aia, la ceva timp, l-am văzut că lucrează acolo și mi-a crescut inima. Era un cadou foarte frumos să-l văd acolo. Iar în cadrul acestui atelier îi învăț pe fiecare în parte, pentru că este personal, întâi ce înseamnă cafeaua, de unde vine, cum crește ea, cum este procesată, cum este uscată, cum este prăjită și îți explic din ce ajunge să cauzezi aromele pe care tu le simți în cafea. Și apoi, a doua zi, învățăm despre espresso și facem foarte mult espresso, după cum ți-am zis, 20 și ceva de espresso, și las, prima dată arăt eu și apoi las să extragă. Și să extragă cât espresso poate să guste și să vadă, pentru că trebuie să bei și un espresso rău ca să poți să-ți dai seama că e bun, când e bun. Și a doua zi facem lapte, de exemplu, astăzi vom face lapte. Cum adică să faceți lapte? Adică vă face cappuccino, crema așa de lapte. Aia care este foarte dorită, inimioara din cafea, dar foarte greu de făcut, pentru că trebuie practică, repetiția mama învățătorii. Înțeles că acum pe piață au apărut tot felul de jumbușlucuri care ne distrag până la urmă atenția de la calitatea reală a cafelei, cu fotografie impregnată deasupra și așa mai departe. Da. Este o lume dură aceasta a coffee shop-urilor? Depinde cum vrei să o iei. Eu mereu aleg să văd partea bună a lucrurilor și mereu le spun, băi, fiți oameni prima dată și după aia orice altceva. Eu mereu le-am zis clienților mei, apreciați mai degrabă o inimă, dar un gust bun, decât orice alt iepuraș, ursuleț sau alte chestii din cafea. Pentru că noi, de fapt și de drept, bem cafeaua, nu bei inima sau ursulețul. Și e foarte important ce intră, ce bei, cât de bun este produsul, cât este de calitativ, decât să arate bine. Într-adevăr, contează să primești o cafea cu o inimă frumoasă, să fie paharul curat, să fie totul, deci toată combinația să fie bună, dar contează foarte mult să fie o cafea extrasă cum trebuie, o cafea bună, proasă, prăjită, astfel încât să nu-ți facă ție rău. În ce măsură influențează calitatea apei gustul cafelei? Este foarte importantă apa, pentru că apa îți face diferența între un espresso foarte aromat și un espresso fără niciun fel de gust. Ea e foarte important să ai un filtru în shop. Noi avem două filtre, unul pentru espresso și unul pentru apa potabilă. Apa potabilă conține, are și calcarul, pentru că noi nu putem bea apă fără partea asta. Sărurile minerale sunt foarte importante în apă și ele, de fapt, potențiază aromele. Dar calcarul distruge espresso-ul pe interior, se așează pe țevi. Și atunci trebuie să găsești pentru fiecare apă, o testezi inițial și găsești filtrul pentru el, astfel încât să-ți potențezi aromele din cafea, dar să-ți protejezi și mașinile cu care lucrezi. Înțeleg. Daniela, lămurește-mă și pe mine într-o privință. Cafeaua decofeinizată are cofeină? Nu. Deloc? 99,9% nu. În America se poate folosi 97%, dar nu. Nu. Și noi folosim greu de găsit, dar găsim cafea decofeinizată prin metoda Swiss Water și ea este decofeinizată folosindu-se apă din anumite ghețare. Ea...
Sunt lăsate boabele verzi de cafea în tancuri cu apă. Se adaugă o soluție care ajută la extracția elementelor cofeinei, dar și a aromelor. Ulterior, ele trec printr-un filtru unde este, sunt prinse componentele de cofeină, sunt extrase din apă, iar ulterior sunt ajutate aromele să reintre în bobul de cafea. Acest proces natural aduce cumva bobul verde să piardă din arome destul de mult și atunci nu se poate încadra în cafea, în categoria cafea de specialitate. Și de aia este destul de greu. Dar în ultimii ani, datorită tehnologiei, am ajuns să avem din ce în ce mai mult cafea decofenizată, doar că e mai scumpă, e mai dificil de găsit și atunci încercăm să o aducem cât se poate de mult, pentru că acum, într-adevăr, empatizez mai mult și cu mămicile și cu femeile însărcinate, pentru că am fost și în situația lor. Într-adevăr, eu beau cu cofeină, pentru că la cantitatea de cafea pe care o beam înainte, însărcină faptul că beam 2-3 espresso pe zi, era o nimica toată. Da, și ca să-ți răspund la întrebare din înainte, că am uitat așa, pentru a elimina cofeina din organismul mai ușor, este ok și mai ales după amiaza, este ok să o consumi cu ceva dulce. O prăjitură, o banană, dacă ceva dulce ajută să elimin cofeina mult mai ușor din organism. Și după amiaza eu asta fac. Dacă am un atelier unde am de degustat, am banane în shop și mănânc o banană ca să... Și mai este o chestie care ar putea să placă tuturor, berea. Berea ajută la elimină. Da. Este foarte drăguț. În curând chiar am să țin o sesiune de cupping, degustare de cafea, într-o berărie. Sper foarte să reușim să mă țin de el. Eu am văzut combinația aceasta în care cineva bea tărie, un coniac sau un whisky alături de cafea, în ideea în care, în felul acesta, cofeina va intra mai rapid în sânge. Da, pentru că alcoolul face să circule sângele mult mai rapid. Te ajută. Există combinația de alcool cu cafea, Coffee and Good Spirits, există și un campionat care se ține inclusiv la nivel mondial. Avem un român care a ajuns pe locul 3 la nivel mondial la Coffee and Good Spirits, avem un român care a ajuns pe locul 1 la campionatul mondial de prăjiri cafea, avem mulți români care au ajuns în top la campionatul mondial de barista, iar ultima dată a ajuns în top 12, ceea ce este un lucru foarte mare pentru România. Noi ca țară nu suntem o țară foarte puternică economic, din punct de vedere economic, iar pentru noi cei din industria de cafea de specialitate înseamnă foarte mult să fim valorizați la nivel mondial. Cum ajunge o cafea să capete această titulatură, cafea de specialitate? În urma un anumit tip de procesare și în urma prăjirii, ea este degustată, iar se verifică la ea odată nivelul de prăjire, aroma din cafeaua, boabele de cafea împrăjită, apoi aroma cafelei măcinate. Ulterior, în bolul în care este ținută cafeaua măcinată, se toarne apă și se formează o crustă. Se miroase și crusta respectivă. Ulterior, se sparge crusta și iarăși sunt mirosite. Deci toate aspectele sunt luate în considerare și ulterior se gustă. Gustatul este ultimul lucru care poate adăuga note și să o transforme în cafea de specialitate. Toate lucrurile astea sunt luate în considerare ca să devină cafea de specialitate. Și majoritatea fermierilor spre asta tind, să devină cafea de specialitate. Dumnezeule, cât istorie, câte detalii poți să-mi dai despre cafea? Da, cafeaua nu este doar o cafea. Nu, deloc. În spate, cred că dacă toți am vedea ce se află în spatele unui bob de cafea, am respectat-o mult mai mult. Cam care ar fi vârsta corectă la care să începem să bem cafea? A venit o fetiță care a băut cafea decofeinizată și că de fiecare dată când ajunge în centru îi spune mamei sale că trebuie să vină neapărat pe la noi să bea o cafea decofeinizată. La vârsta de? Cred că n-avea 14 ani. Acum, nu știu, vârsta... Eu mi-aduc aminte că am început să beau cafea prin liceu. Eu în clasa 8-a, deci la 14 ani capacitatea, dacă nu mă înșel, și într-adevăr îmi aduc aminte că a fost o primă cafea băută alături de mama mea într-o duminică dimineață și a fost un fel de ritual de trecere în maturitate pentru mine, cam așa l-am tradus eu. De fapt, și drept cafeaua în imaginea noastră a fost
asta, că ei deveneam oameni mai mari. Mama îmi dădea cafea. Bine, e foarte adevărat că până la urmă cafeaua este și un subiect de socializare care este foarte adesea combinat cu tutunul. Da. Și sunt oameni care nu pot să fumeze o țigară fără o cafea lângă. Fumul de țigară estompează aromele. Deci încă un motiv în plus să ne lăsăm de acum, fumat. Cum am zis, gusturile sunt subiective. Și cel mai important în viață e să facem ceea ce ne place. Și dacă un lucru ne face, ne dă senzația de bine, ar trebui să continuăm să-l facem. Ama, nici zahărul neapărat nu este ok foarte mult, pentru că se spune că este unul dintre cele mai mari droguri. El, în cantitatea echilibrată, potențiază aromele. Este rău în momentul în care le acoperă. Și totul în viața asta stă în echilibru. Dacă reușești să găsești echilibrul ăla între țigară, zahăr și alte lucruri, cafeaua nu este un viciu, s-a demonstrat, chiar de curând am citit un articol despre cum scade nivelul de mortalitate. Și undeva la vreo 3 cafele pe zi, spunea, acum studiul era destul de ambigu, pentru că 3 cafele pe zi eu beau cafea la filtru de cele mai multe ori, care are un nivel de cofeină un pic mai crescut datorită faptului că a crescut timpul de infuzie și... Asta deși toată lumea crede că respectiva cafea este mai slabă. Da, pentru că la gust îmi dă senzația de ceai și mai ales acum o extragem noi, dar ea are un nivel de cofeină crescut pentru că 300 de ml de cafea la filtru se face undeva la vreo 3 minute, deci timp de 3 minute eu tot torn apa deasupra și a trece prin cafea. Și atunci, de exemplu, la French Press stă 4 minute la infuzat cafeaua și abia după aia o extragi. Deci nivelul de cofeină crește pe măsură ce stă. Ibricul, de exemplu, și el are un nivel de cofeină mai crescut decât espresso, dar cel mai important este să nu lași foarte mult timp cafeaua în contact cu apa, pentru că își ia părțile bune, dar ulterior își ia partea aia bitter, care nu ne-o dorim în cafea și păcat de munca oamenilor din spate. Daniela, eu mi-aș dori încă o emisiune cu tine, pentru că am aflat atât de multe lucruri. Îți mulțumesc pentru prezența în studio și pentru că ne scoți așa din adâncul somnului în fiecare dimineață și că ne potolești așa dorința asta perenă de cafea pe care o avem. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și vă urez să aveți o zi savuroasă, precum o cafea bună. Acest program a conținut plasare de produse.